Salutare! Facem astăzi un episod mai altfel decât cele cu care v-am obișnuit în ultimul timp și anume ne vom uita pe niște grafice, în principal despre istoria bursei, despre trendurile prețurilor și vrem să tragem o concluzie la finalul acestui video dacă se poate atinge sau nu libertatea financiară prin investiții constante la bursă pe termen lung. Crezi că poți atinge libertatea financiară, Dan, prin investiții la bursă pe 20-30 de ani? Sau crezi că sunt metode mai sigure și mai rapide? Salutare! Eu prefer metoda clasică de obținerea acestei libertăți financiare, și anume un job sau un business. Cred că un business poate aduce mult mai ușor, nu neapărat o libertate financiară, pentru că nu este nimeni blocat în nimic, nu, este, nu suntem într-o pușcărie financiară, dar investiția la bursă și investițiile în general pot aduce mai degrabă o liniște financiară, pentru că eu personal nu înțeleg această retragere pensionare la 40-50 de ani și trăit din dividende sau din chirii. Mie îmi place să muncesc, îmi place să muncesc în ritmul meu, îmi place munca pe care o fac și cred că investițiile nu sunt pasive. Tu crezi în această libertate financiară? Eu cred și o să avem mai târziu un slide pe finalul acestui video în care o să vedem portofoliul poate cel mai mare investitor din toate timpurile Warren Buffett. El are această companie, acest conglomerat financiar Berkshire, care Deține la rândul lui mai multe companii, și am tot văzut știri. Cei care sunt investitori în zona de burse știu că această companie a lui incasează trimestrial sau lunar sau anual, cum vrem să clasificăm, dividende foarte importante de ordinul sutelor de milioane de dolari, și este și acesta în sine practic un, un job, e o, o profesie de, de investitor. Într-adevăr, până să ajungem la acest nivel, trebuie să avem niște venituri active care să ne permită să economisim și apoi să investim, dar cred că se poate atinge pe termen lung acest obiectiv. Ne uităm pe un istoric al unui indice care urmărește toate economiile mondiale, începând cu 1987, și vedem cum a fluctu fluctuat. Prețul, trendul acestuia de-a lungul timpului avem un istoric destul de, de îndelungat. Ideea de bază aici este că la un interval de timp, la 8, la 9, 10, 12 ani, apare câte un eveniment, câte un Black Swan, un eveniment imprevizibil, câte o criză financiară. Avem război, am avut și criza COVID-ului, mai recent criza financiară sau conflictul din Ucraina. Dar dacă facem un zoom out și ne uităm pe termen lung, vedem că trendul în general al economiei mondiale este crescător și aceste investiții în piețele financiare fac sens în cazul în care ne dorim o investiție pe termen lung. Vedem că după un anumit interval de timp este inevitabil să devină profitabilă. Este inevitabil, dar iată dacă am fi investit în anul 2000, și am fi avut nevoie de bani în 2008, am fi ieșit pe, pe minus. După cum știm, în această perioadă, bursa din, din Hong Kong este la nivelul din 2008. Asta mă duce cu gândul că aceste investiții financiare în piesele de capital nu sunt chiar atât de pasive. Nu mi se pare plauzibil ca cineva să investească pasiv într-un indice, și să se îmbogățească sau să ajungă la independența financiară. Tocmai din această cauză avem și acest grafic care ne prezintă o serie de scăderi și ce procent de creștere necesită o, o revenire la zero pentru sumele investite de noi, cum avem pe NASDAQ minus 30% vom avea nevoie de o creștere de 43%. Dacă investim în companii individuale, dacă am fi investit în UiPath, de exemplu, și am înregistrat un minus 70%, vom avea nevoie de o creștere de 233%. Iată că aceste investiții, dacă nu sunt făcute pe, pe un ETF, pe un indice. Ne duc la o volatilitate foarte mare și la o posibilitate de a pierde și de a irosi capitalul la fel de mare. Însă, am văzut creșteri de 100% sau 150% pe anumite companii într-un interval destul de scurt, chiar și de un an. Atenție, ceea ce trebuie să reținem de aici este faptul că este important și prețul la care cumpărăm acțiunile sau ETF-urile după caz pentru cine preferă astfel de, de indici. Pentru că am văzut trendul pe termen lung este unul crescător, dar dacă intrăm în piață într un moment în care acțiunile sunt supraevaluate, vom avea nevoie poate de 8 sau 10 ani după o scădere să revenim la același nivel. Vedem în cazul S&P-ului în acest an suntem la o scădere de minus 20%, deci pentru a ajunge la nivelul din ianuarie ar trebui să creștem cu 25% sau, cum ai spus și tu, pentru Nasdaq, dacă ne uităm nu știu, la minus 30-40%, minus vom avea nevoie de o creștere de între 40% și 60-70% pentru a ne veni la nivelul anterior, ceea ce este destul de, de complicat. Într-adevăr, trendul pe termen lung este crescător pe burse, dar este important și prețul la care intră. Având în vedere că pe S&P avem o creștere de aproximativ 9% pe an, avem nevoie de cam 2 ani și jumătate, 3 pentru a reveni la prețurile de la din all-time high, dacă am fi cumpărat în, acest, în acel moment. Aici avem o comparație între evoluția mai multor active Acțiuni la companiile mici, la large stocks, comparate cu obligațiuni. De asemenea, avem în partea de jos și inflația cele mai bune, cele mai performante, începând cu 1926. Par să fie acțiunile la companiile mici, ceea ce este logic, însă riscul este foarte mare. Iată, dacă am fi investit aici în 1926, înainte de de criză, am fi avut o valoare a portofoliului care mergea spre zero, după care după 10 ani am fi ajuns la aceeași valoare pentru că apoi iarăși să pierdem din valoarea banilor investiți, iar într-adevăr începând cu 1941, adică după 15 ani, vom fi avut o creștere și o o îmbunătățire a valorii portofoliului. Comparativ cu acestea, instrumentele cu venit fix, să le spune, sau activele mai sigure decât zona de acțiuni, obligațiunile corporative sau aceste trejuri bills semise de, de Guvernul Statelor Unite au o creștere mai constantă, mai liniară, dar pe termen lung vedem că un dolar investit în 1926, în cazul obligațiunilor, s-ar fi, fi dublat, să spunem, după 10-15 ani. Deci este pentru cei care au un profil de risc, un apetit de risc mai moderat, este și aceasta o variantă decât varianta de cash care ne-ar scădea puterea de cumpărare prin intervenția inflației. Avem un grafic asemănător și aici, o comparație între acțiuni, obligațiuni, treasury bills, dar de data aceasta avem și adăugat în grafic și aurul. Iar pe ultima linie avem puterea de cumpărare a dolarului din 1800 aproximativ și până în prezent, deci avem un interval de timp de peste 200 de ani. La fel, acțiunile sunt aici la comun, cele mari cu cele mici, deci toată piața bursieră, cele mai performante pe termen lung. În ordine avem și obligațiunile cu un venit real anual de 3,6, în cazul acțiunilor este de aproape 7%. Dar ceea ce este semnificativ aici, nu am văzut în graficul anterior, aurul, prețul aurului în aproximativ 200 de ani a crescut de doar 4 ori vedem un dolar investit în 1800, în prezent sau în 2021 ar fi valorat doar 4, 4 dolari. Iar și mai surprinzător, puterea de cumpărare a dolarului a scăzut în 200 de ani cu 96% aproximativ, pentru că un dolar de atunci, în prezent, ar fi valorat doar 4 cenți. Practic, dacă Tudor Vladimirescu ar fi investit în 1.801 dolari în indicele S&P 500. Astăzi, stră-stră-stră-stră-nepoții lui ar fi avut 2.300.000 de, de dolari. Nu știu dacă, au, dacă a investit, nu știu cine sunt stră-nepoții lui și nu știu dacă este posibil așa ceva, însă dacă stră-nepoții lui și-ar fi construit un business, acum 10 ani ar fi putut cu siguranță să ajungă la această valoare de 2 milioane de dolari. Un alt slide care ne arată ce câștig potențial am putea avea, comparativ cu istoricul, după o scădere a pieței, și este o medie pe următorii 1, 3 sau 5 ani. Vedem în primul grafic, după o scădere a pieței de 10% probabilistic, o revenire a pieței în următorul an ar fi de 12,5%, următorii 3 ani de 34% și 5 ani de 68%. În situația a doua, o scădere de 20% a pieței în prezent ne aduce niște câștiguri în anii următori de până la maxim 72% în medie în următorii 5 ani. Iar în situația a treia, după o scădere de 30% a pieței, am putea avea o revenire maxim 50% în plus. Noi suntem acum cu S&P-ul, să spunem, undeva în situația a doua, deci la mijloc. Dacă ne luăm după acest calcul și după acest grafic istoric, am putea avea o revenire anul viitor de 22% sau în următorii 5 ani de până la maxim 71%. Din nou, atenție, sunt doar niște predicții, niște previziuni. Aceste întâmplări din trecut nu garantează câștiguri viitoare și fiecare trebuie să-și facă calculul atunci când investește. Așteptăm în comentarii și părerile voastre. Dacă încă nu v-ați abonat la canal, vă așteptăm să o faceți. Ne revedem în episoadele următoare. Pe curând!